Bună seara. Bună seara, telecopii, telepărinți, telebunici, telemusafiri și alții. Iată-mă pe post de Moș Cerilă, angajat prin concurs. A fost greu. A fost foarte, foarte greu. Un candidat a fost respins că n-avea facultatea de Moș Cerilă. Altul că avea o lipsă prea mare în gestiune de covrici. Altul că n-avea pe nimeni. Greu, foarte greu. Și am fost ales eu cu unanimitate de nuci. Pe baza unor propuneri de jos în sus, venite prin ordin de sus în jos. E adevărat că am fost și cel mai bun la proba de otan în baum scris citit. Normal, meditații la domiciliu, 75 de mandarine ora. Moșerile, moșerile vine prin nămeți, moșerile, moșerile vine prin nămeți. Nămeți mai mari, nămeți mai mici, depinde de cartier. Uite, cartierul prin care am trecut chiar acum, în acest cartier, gospodarii dădeau zăpadă la o parte, unul singur dădea indicații. De la fereastră. Nu, era bolnav. Era deputat de stradă. Moșerile, moșerile, a venit la voi să vă cânt ceva cu bradul și plec înapoi. Dar nu pot să vă cânt nimic cu bradul pentru că n-am. M-a complexat un coleg de branșe care poartă numai brazi din import. Molestation fine quality. Moșerile, moșerile, dacă vii la noi, m-a rugat un contemporan al meu de la Faptul Divers, care are acasă un pavilion ilicit de mostre. Moșerile, moșerile, nu mi-aduce daruri multe, ia-le înapoi, ia-le înapoi, ia-le înapoi! Sau, dacă o fi cazul, dai declarație că matale mi le-ai adus. Și pasea din sac și pălea din garaj. Eu sunt pățit, sunt pățit, zice persoana. Că și anul trecut am avut ghinion. Când au găsit la mine, în pușculiță, nici 300 de mii de lei, fugi deoparte în săptămâna economiei. Și la revelion, când s-a stins lumina, nu știu cine m-a luat în brațe, m-a pupat și m-am întors acasă abia cu o lună. Zăună. Moșerile, moșerile, a venit la voi, vă mai spune o poveste, dar rămâne între noi. Că de fapt de asta venisem să vă spun povești. Și tocmai de astea n-au fost. Cu ce să încep? Să vă spun povestea porcului. A fost odată un porc care avea și carne. Nu, mai bine să vă spun, albă ca zăpada și circa 7 pitici. Piticul barbăcot, întâi a făcut focul, pe urmă i-a tras gaze din pădure până în garsonieră. Piticul adjunct i-a făcut cadou un ineluș învârtecuș de 120 de grame via Istanbul, nu-i așa? Și tot așa, pitic după pitic, până a apărut din spuma mării mediterane, al optulea pitic, un pitic napolitano, potcovit cu 99 de ocale, di confezioni in macchina, in molto altri piccoli ricorri. Ti amo, grazia mia cara. Ti voglio bene da morire, da morire, da morire. Nu, am greșit eu. Eu am greșit. De unde am scos eu al optulea pitic? Povestea este albă ca zăpada și cei 7 pitici. De aici, de-ai noștri. Că trebuie să respecti povestea, nu se poate să nu respecti povestea. Uite povestea cu scufița albastră. Da, albastră. Că umblând la text, un redactor foarte exigent a spus că e mai bine așa. Albastră. Așa că trecem la capra cu trei iezi. A fost odată o capră care avea trei iezi, și într-o bună dimineață, ea s-a apucat să scrie la ziar că nu primește nicio pensie alimentară, deși autorul iezilor are muncă de răspundere. Și a mâncat-o lupul. A mâncat-o. Dar asta a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti.
Mojerilă, mojerilă, a venit la voi și acum pleacă mai departe spre tărâmuri noi. Eu de urat aș mai ura, dar îmi e că sunt sera și mi-agață vreun telecolindător anonim, niște zurgălăi de sanie de minzăpeze situația. De la tinerețe până la direcție și îmi desface contractul de mojerilă în cadrul festiv, fără preaviz. Am glumit, cinstite fețe. Știți ce m-aș gândi eu, unu? Fără ca să dau povețe, toate câte ați auzit să rămână în 71. Ia mânați, mânați, flăcăi, că am pășit în 72. An în care să se adune toate gândurile bune, cele rele, să se spele. Sus pahare și ulcele. Anul nou cu bucurie, cu belșug, cu omenie. Să vă fie vorba faptă, să vă fie pâinea coaptă, să aveți în case spor, să se adune dor cu dor. Și câți brazi în munți, tot atâtea nunți. Copii buni la fiecare și frumoși ca rupți din soare. Și am încă o urare. Cu tomiță să ciocniți pentru mulți ani fericiți. La anul și la mulți ani.